Bună seara, domnilor și domnilor, clasa politică din România și în special Partidul Social Democrat trece printr-o perioadă foarte grea. Premierul Victor Ponta, președinte al PSD, a intrat sub vizorul DNA, s-a cerut în Parlament începerea urmăririi penale, după cum ați aflat deja a fost respinsă această solicitare. Discutăm despre acest aspect cu domnul Ion Călinoiu, vicepreședinte PSD la nivel național și președinte al Consiliului Județean Coș. Bună seara, domnule președinte. Bine ați Bună venit. seara, mulțumesc pentru invitație. Cum vedeți votul din Parlament? Vă așteptați ca cererea DNA să nu fie încuvințată de parlamentari? Sigur, votul din Parlament este unul la care ne așteptam, dar reflectă ceea ce cu toți ne dorim, menținerea a unui prim-ministru ca să continue un program de guvernare pe care l-a implementat potrivit aprobării, pot să zic așa, prin votul câștigat în 2012 pe o formațiune, pe un proiect politic cunoscut la vremea aceea, Uniunea Social Liberală, și 70% aproximativ din voturi le-a obținut pentru acest program de guvernare. În altă ordine de idei, așa cum spuneam, programul de guvernare trebuia dus la capăt pe acel proiect, însă n-a fost să fie așa, deoarece așa se întâmplă în politică, e mai greu să te ții de cuvânt, de promisiuni și e mai tentant să realizezi alte proiecte în care mai presus decât interesul proiecte politice, în care mai presus decât interesul național este interesul partidului, interesul grupurilor și așa mai departe. Partidul Social Democrat, ca de fiecare dată, când își asumă o responsabilitate și dacă o luăm puțin în trecut, a fost perioade de guvernare PSD când România practic a fost din criză economică salvată, vezi 2000-2004 și perioada aceasta în care guvernarea PDL a făcut să iese lumea în stradă, urmare a generalizării gradului de sărăcie și oamenii n-au mai putut să o suporta, iar guvernul Ponta, prin majoritatea creată la nivelul Parlamentului, a preluat responsabilitatea de a guverna interimar până la alegerile din 2012, unde măsurile care luate pe termen scurt în acea perioadă și în perioada de după alegerile din 2012 au fost acelea de a îndrepta nedreptăți, pur și simplu, și nu a guverna prin a urmări interesele a ceea ce cu toții noi cunoaștem, în primul rând, ale partidului. Astfel, Partidul Social Democrat, așa cum spuneam, a început cu implementarea acestui proiect politic și a unui program de guvernare, luând pas cu pas, practic, iată că Are legătură ajungem acest la program al această guvernului sintagmă, pas cu cu pas, situația dar în care în se află acum? fapt să îndrepte o serie de lucruri și să aducă România într-o direcție bună, unde cu toții știm acum, suntem siguri că avem o creștere economică reală, avem o creștere economică durabilă, sustenabilă. Asta înseamnă, la ora actuală, România cu guvernarea PSD, UNPR, PC. Ce s-a întâmplat acum nu e numai o criză sau o problemă a clasei politice, poate să fie o Dar problemă are legătură cu națională. programul guvernului Victor Ponta, ceea ce se întâmplă acum? Nu, eu spuneam cum stau lucrurile și nu cred că mă apuc să comentez și nu mă apuc să comentez eu dacă lucrul ăsta a avut cauză obiectivă, cauză subiectivă. Vă spun cum stau lucrurile în activitatea guvernului Ponta, în activitatea premierului și, bineînțeles, cu această măsură, tocmai când suntem, așa cum spuneam, într-o direcție bună, când măsurile luate pe termen scurt de îndreptare, așa cum spuneam, a unor situații grele după criza economică și măsurile pe termen lung deja care au condus la creșterea economică și ne asigură deci de durabilitatea acestea, de sustenabilitatea ei, e vorba de codul fiscal, e vorba de reducerea TVA-ului, o serie de măsuri care stimulează efectiv
motorul economic, care stimulează creșterea economică, care stimulează crearea de locuri de muncă, după cum se vede cu ochiul liber de asemenea. Bineînțeles că mai sunt multe de făcut. Toate acestea, nu vreau să spun că aduc acum fiecare cetățean într-o stare încât să spună că este acum foarte confortabil. Mai sunt multe lucruri de făcut, așa cum spuneam. Dar ceea ce s-a întâmplat acum nu are legătură cu premierul Victor Ponta și faptele de corupție care, din păcate, s-au întâmplat, se mai întâmplă în actele de guvernare și în clasa politică. Deci, Ponta a avut o situație prin care efectiv n-a făcut decât să realizeze nici ca asociat, nici nu știu exact, că nu m-a interesat, nefiind de actualitate, doar știu că este acuzat că a făcut prima serie pe care a avut-o, a fost avocat, a intrat un contract comercial, o relație comercială, acum în 2008, fără să aibă posibilitatea de a influența acest contract, că avea o funcție respectivă sau va ajunge prim-ministru și așa mai departe. Asta pentru toată lumea cred că dă de gândit care ar fi explicația acestei situații. Nu caut să spun acest lucru. Eu vreau să dau explicații. Nu sunt nici jurist de meserie, profesionist, că pot să spun că sunt jurist, am terminat a doua facultate la Constantin Brâncuș, dar nu pot să spun că am un grad de pregătire profesională de jurist să pot eu să interpretez o serie de aspecte legate de situația juridică a unei specie sau altea. Dar pot să spun, să vede cu ochiul liber, este o activitate care s-a desfășurat prin 2008, dacă mi-aduc bine aminte, într-un contract pe care l-a avut 2007-2008 o asociație profesionistă în o casă de avocatură cu complex energetic Rovinar și Turceni. Atâta știu după aceea că, bineînțeles, deputat fiind, a fost reclamat și cum se întâmplă în chestii în acest, ce ori mai fi fost, a fost verificat din punct de vedere a respectării regimului fiscal de către ANAF, de către... Asta contează mai puțin acum, important, sau eu știu ceea ce se întâmplă acum. Asta da. ne interesează cel mai mult. Ce se întâmplă acum, eu cred că, așa cum am spus-o, în continuare n-am ieșit de sub această stare de lucru în care să avem mai presus decât toate interesul politic și să realizăm jocuri politice și, din păcate, sunt agățate, iată, instituțiile abilitate în a realiza ceea ce știm cu toții funcționarea unui stat democrat de drept. Trebuie și pentru la fiecare pas și minut îmi pun întrebarea. Trebuie să conștientizăm că separația puterilor în stat și echilibrul acestora este un lucru fundamental pe care îl prevede. Nu funcționează în acest moment? După cum se vede, sunt probleme de echilibru a puterilor în stat și de respectarea principiului separației puterilor în stat. După cum am pus și titlul emisiunii, lovitură de stat sau justiție pe bune? Eu nu aș zice nici una, nici alta. Eu aș zice un joc politic în care se vehiculează în spațiu public, în care se pot da interpretări în mai multe feluri. Problema e că din partea clasei politice care nu poate să realizeze că rolul ei în eșichierul politic, fie că ești la putere și fie la opoziție, este acela să construiești, să fie o poziție constructivă, să genereze să facă un capital electoral prin idei, programe și o putere care să își respecte programul pe care l-a asumat atunci când câștigă alegerile. Deci a fi în contradicție nu înseamnă a dezbina. Trebuie să pe idei bineînțeles diferite, trebuie să avem soluții comune care să conducă la ce ne dorim cu totul, progres, ce ne dorim cu totul, stabilitate, ne dorim bineînțeles programe sociale, programe economice, sănătate, educație, pensii și așa mai departe. Cine este vinovat pentru această situație? DNA, președintele Klaus Iohannis, care insistă pe demisia premierului Victor Ponta?
Este DNA-ul ca instituție, bineînțeles, din cadrul aparatului, din cadrul justiției, eu cred că are de fiecare dată momente din acestea când este agățată în jocul politic. Acum nu pot să spun că DNA-ul este controlat politic. Eu pot să spun că DNA-ul este instituție care trebuie cu adevărat să acționeze în tocmai așa cum a fost creată, în litera și spiritul legii, încât cu adevărat să nu-și aibă de niciun loc posibilitatea interpretării subiective prin acțiunile pe care le întreprinde în aceste acte, care sunt, din păcate, multe, care sunt la niveluri, bineînțeles, din tot aparatul administrativ și nu în ultimul rând a clasei politice, aceste aspecte de corupție. Dar apar iată și aceste cazuri în care, așa cum se întâmplă la nivelul altor instituții, și posibilitatea de a interpreta că există și abuz în serviciu. Este vorba de cazul procurorului care cercetează acest dosar. Nu cât de rapid s-a întâmplat, că noi ne-am trezit pur și simplu. Nu se aștepta nimeni. Premierul n-a fost anunțat, ci într-o zi a fost chemat și pur și simplu și soluția primită. Da. Aici este vorba de un abuz și, cum spunea premierul ieri în ședința Comitetului Executiv al PSD, nu-i vorba de abuzul cu care se confruntă premierul, și e vorba de a elimina posibilitatea abuzului la acest nivel, deoarece avem cazuri de oameni care au fost pur și simplu pe nedrept trimiși în închisoare, pe nedrept au primit sancțiuni, și e cazul binecunoscut al doamnei care a fost acuzată de șantaj, nu? Și e discutabile foarte multe aspecte. Vreau să vă întreb, la Comitetul Național Executiv de luni s-a pus în discuție sau s-a vorbit despre încercarea de înlăturare a Laurei Codruței Kvesi de la șefia DNA? În niciun caz. Deci nu s-a făcut niciun fel de acuză și trimitere la DNA. DNA-ul și justiția în general este clar din partea Partidului Social Democrat, a coaliției de la guvernare, pur și simplu asigurată de independența de care trebuie să bucure potrivit legii. Da. Situația este totuși una ingrată pentru România. Premierul dar nu este pus într-o situație dificilă? Deci nu este o situație, bineînțeles, tocmai bună pentru premier, dar nu este o situație pentru România în general. Și vă spuneam că ce se întâmplă acum, dacă, așa cum se dorește, și văd că e susținută această idee și de președintele României, ca să creeze o altă majoritate și să aibă loc, bineînțeles, preluarea puterii de către noul PDL, numit PNL acum, ce s-ar putea întâmpla? Care ar fi consecințele? Păi, suntem pur și simplu la jumătatea mandatului, sau dincolo de jumătatea mandatului, nu? România a fost preluată în programul de accesare a fondului europene 2007-2013, când a preluat guvernarea Ponta, era un procent de realizat vreo 6%. După preluarea guvernării, 6% absorpție, să nu vorbim de plăți. După preluarea guvernării s-au ajuns la un procent de 65-70% și plăți de peste 50% de fonduri nerambursabile. Mai sunt de accesat acum, în ultimă fază, peste 2 miliarde, aproape 3 miliarde de euro. Hai să ne apucăm acum să creăm această instabilitate, să creăm un guvern care, eu sunt convins că practic nici nu-l și doresc, dar noul PDL, deci PNL-ul actual sau noul PNL, fostul PDL, nu fac altceva decât să facă ce a făcut, să destabilizeze, să dezbine, ca în România să nu fie niciun fel starea de normalitate. Și pentru aceasta, bineînțeles, Victor Ponta n-a făcut un pas înapoi, pentru el era mai ușor să facă
facă un pas înapoi. Evident, se punea la dispoziția justiției, se clarifica situația, va fi nevinovat. Haideți să ne gândim care sunt problemele pe care le avem la nivel național. Când o guvernare bună, eficientă, care a deschis pur și simplu progresul sau starea, situația de creștere economică, deschiderea în plan internațional a României, să ajungem acum să o luăm iară de la capăt. Asta i s-a cerut ieri, practic, premierului. Nu am fost solidar cu el. Vă rugăm frumos să nu demisionați, că nu știu ce se întâmplă. S-a gândit vreun moment, a pus în discuție... Ne-am asumat responsabilitatea și el a înțeles acest lucru, că trebuie în România să avem, să ajungem acolo unde ne dorim cu toții, să fie o stare de normalitate, o stare de liniște pe fiecare român, și treaba aceasta nu se face decât cu oameni responsabili. Și Ponta este un oameni responsabil. De asemenea, ieri a fost în cadrul ședinței Comitetului Executiv și liderii partidelor din coaliția guvernamentală, Oprea, care a asigurat ferm că nu se va întâmpla nimic, dar legea e foarte clară și litera de lege și spiritul coaliției este ca justiția este asigurată de independența de care trebuie să bucure cu adevărat. Bineînțeles, programul de guvernare și măsurile pe care trebuie să le implementeze sunt de asemenea elemente și argumente sănătoase de menținerea coaliției la guvernare ca o coaliție responsabilă, ca o coaliție a unor formațiuni politice ce și-a asumat această responsabilitate să fie o stare mai bună în România. Da, președintele Claus Iohannis a ieșit imediat după votul din Parlament și a spus că Victor Ponta a greșit în momentul în care n-a făcut pasul înapoi și că până la urmă îl va demite. Nu cred că ajunge în starea de a-l demite și de a-l suspenda, că nu îndeplinește condițiile legale, și nu cred că va ajunge în situația aceasta să fie legea ignorată, președintele României. Președintele României probabil a venit și s-a gândit ca un sfat pe care să îl dea, încât să aibă o stare de liniște. Pe când Ponta nu este un om care să facă pasul înapoi, să îi fie lui bine. Este un om care, atunci când își asumă responsabilitatea, el și depune toate eforturile, trecând peste tot ce am putea spune că e un risc minor pentru el. Este un risc, dar mai degrabă el se angajează să elimine riscul major în care intră România dacă se întâmplă acum o instabilitate din punct de vedere politic și nu mai ales guvernamental. Da. Popularii europeni au făcut o solicitare în Parlamentul European socialiștilor europeni pentru a avea o discuție pe tema Victor Ponta. Credeți că ar trebui să meargă și acolo să stea de vorbă? Eu cred că se va duce să dea, sigur, să explice acest lucru. Este normal, dacă nu va găsi soluția comunicării, că n-au ce să discute fără să n-aibă o informare reală a lucrurilor de aici. Dar popularii europeni și din România, care sunt acum foștii liberali și au îmbrățișat doctrina popularilor europeni, fiind alături de PDL, nu fac altceva și la nivel european decât să facă politică, să susține interesele partidului cu care se găsesc în familie, că și acolo au nevoie de o majoritate. Dar ce spun europarlamentarii noștri? Că pentru interesul național, și dau al Poloniei, oricare al țării, indiferent de culoarea politică în Parlamentul European, europarlamentarii țării respective își dau mâna. Pe când la noi, în toată această perioadă de când am intrat, suntem stat cu un membru de pline în Uniunea Europeană, europarlamentarii PDL, care sunt de fapt, PDL-ul a trecut și prin socialiști europeni și au ajuns la populari europeni, ei se mișcă după cum le crede lor că le e bine, n-au reprezentat de niciun fel interesele României și ne aduce aminte cu tot ce a însemnat România este o țară coruptă, România nu trebuie să aibă energia termică și împotriva complexului energetic Oltenia, clar, a fost mai mult o bătălie dusă cu noi înșine, a românilor, decât cu toți care erau interesați de o strategie europeană în care cărbunele să fie acela care asigură siguranța și securitatea sistemului energetic. Pe de altă parte, spunea ministrul rus,
când am fost cu masterplanul de transport din România, transport rutier, feroviar, aerian, să-l prezinte Uniunea Europeană pentru programul 2014-2020. Masterplan, ar putea fi afectate aceste... Masterplan care a fost aprobat în toate comisiile speciale din Parlament și l-a prezentat acolo. Cine... toți experții și comisarii care au fost prezenți la prezentarea acelui masterplan au fost de acord. Cel care a criticat a fost al românilor. Da, această situație dă mai mare, nu știu, curaj opoziției. Am văzut că se pregătesc proteste antiponta în toată țara. Chiar la Târgu Jiu sunt anunțați vreo 500 de participanți vineri. Deci, treaba aceasta cu proteste pornite din plan politic, nu pot să spun că nu este un mijloc de democratic de manifestare a formațiunilor politice respective. Dar este un mijloc de manifestare irresponsabilă, zic eu. Ce rost are să scoți lumea în stradă când tu nu ești capabil să le demonstrezi majorității românilor să te aleagă să fii la putere? Ce rost are să stai ca lider politic care te cunoaște toată lumea, ce ai făcut și cum ai făcut, fie că ești la nivel național, fie că ești la nivel local, să strângi, să expui o masă de oameni? Oamenii aceștia pe care îi vedem că se duc la meeting și abia așteaptă să nu fie luați în vizor și să uită la ceas să plece de acolo. Deci mitingurile politice sunt democratice, dar ele sunt forțate. Să ne ferească Dumnezeu de ce înseamnă mitingul de nemulțumiri generale. Dar putea degenera și aceste manifestații? Eu nu cred că pot să degenereze, că românii judecă și ar trebui să facem și noi niște contra-mitinguri. Și atunci, sigur, am vedea că noi putem să aducem mai mulți oameni în stradă și nu cred că aceasta este soluția. Soluția este a fiecăruia dintre noi, fie că suntem simpatizanți unei formațiuni politice sau alta, să avem discernământul necesar, să înțelegem că trebuie să avem și noi o stare de normalitate, să trecem de la să le uităm sau să ne aducem foarte puțin aminte de stările pe care am trăit pe regimul lui Băsescu, de dezbinare, să scăpăm de această nenorocire de a nu și să ne unim pentru a ne rezolva problemele noastre, că nu e nu vine în afară să ne rezolve. Da, care este atmosfera acum în interiorul PSD? Atmosfera este una de unitate, una de a fi mai mult ca oricând angrenați în viața noastră politică pentru, repet, a nu avea în această perioadă probleme care să creăm probleme partidului care să degenereze unitatea și stabilitatea ca să pierdem ce s-a câștigat în această perioadă de guvernare a guvernării PSD UNPR-PC. Da, primarii, ați vorbit, sunt dispuși să facă un pas înapoi, se tem de ceva? Primarii sunt hotărâți să mergem și au spus toți, domne, nu cumva domnul prim-ministru să-și dea demisia, că nu e problema a noastră, că nu mai avem proiecte, că primul ministru Ponta n-a mai guvernat selectiv sau n-a mai guvernat cu partipriul și a guvernat pentru România și pentru români. Și atunci e mai bine să avem proiecte de dezvoltare națională, încât discrepanțele la nivel local de zone bogate și zone sărace să nu mai existe. Da, ce ar fi PSD-ul fără Victor Ponta? La ora actuală nu ne gândim că, sigur, PSD-ul își găsește un lider. La ora actuală Victor Ponta. Deja au apărut variante. Victor Ponta. Nu, toate lucrurile astea, vă dați seama că în asemenea situații se găsesc binevoitori și eu vă spun că nu sunt din rândul PSD-ului, care să scoată bancuri, să realizeze scenarii. Nu există niciun fel de problemă în cadrul Partidului Social Democrat. Victor Ponta este susținut să ducă până la capăt programul pe care și l-a asumat în fața românului de a guverna bine. Da. Noi mergem foarte mult pe teren, luăm reacții așa din teren, mai ales pe trendul acesta cu DNA-ul, cu rețineri, cu descinderi. Toată lumea vorbea, domnule, Călinoiu și Cârciumaru sunt ținuți în brațe de Victor Ponta, de-aia nu vine DNA-ul aici. Uite că DNA-ul îl are în vizor pe Victor Ponta.
Dumneavoastră vă temeți? Eu am spus că nu mă tem niciodată. Nu este exclus să nu vină. Vine și pleacă. Deci instituțiile statului care, bineînțeles, abilitate să verifice respectarea legii, mai ales la nivelul a activităților administrative, își fac datoria. Ele reacționează la o reclamație, fie ea mai mult sau mai puțin fundamentată, fie ea individualizată pentru unul care și-a asumat să reclame și să fie recunoscut, fie anonimă, nu e nicio problemă. Nu mi-e frică de consecințele pe care le-ar avea, bineînțeles, o verificare din partea DNA-ului la nivelul Consiliului Județean. Da, înainte să luăm o pauză, vreau să vă întreb cum vedeți finalitatea acestei situații. Reamintim, este o situație destul de dificilă în care este pusă România prin acest subiect. Cum credeți că se va termina totuși și dacă cineva va plăti pentru situația creată? Fie că deci, Victor Ponta... Toți care arată cu deget acum că imaginea României este știrbită de situația premierului, sigur sunt aceia care sunt subiectivi și doresc să-și asigure interesele de partid, să-și rezolve interesele de partid, interesele particulare în detrimentul interesului general. Victor Ponta și guvernul PSD-UNPR-PC nu va face niciun pas înapoi, are o majoritate în Parlament cunoscută. Eu cred că, și mai mult ca sigur, numai eu cred, sunt convins că parlamentarii acum au conștientizează că această majoritate trebuie menținută mai mult ca oricând și niciun fel de ofertă din partea cealaltă nu va fi tentată. Problema alegerilor anticipate, pe care vedeți că o vehiculează acum văzând că nu pot să distrug această majoritate, de asemenea nu va avea loc. Da, guvernul Ponta mai trebuie să treacă în hop vineri la moțiunea de cenzură. Aveți emoții? De niciun fel. Și iată că e o moțiune de cenzură care ar avea oarecum un temei dacă s-ar referi la probleme legate de activitatea guvernamentală pur economică, probleme de activitatea guvernamentală privind programul de guvernare. Are, iată, această latură pe care a speculat-o, nerezolvată nici de guvernele cealaltă, a votului prin corespondență. Este în Parlament pachetul de lege electorale prin care se soluționează și acest vot prin corespondență, bineînțeles. Da. De această dată, mediul virtual va mai avea același, eu știu, impact în atenuarea acestui conflict? Eu cred, sigur că va avea, dar eu cred că va avea un impact pozitiv mediul virtual, că vedem că există o temere generală de o situație de decădere a stării economice, sociale, a stării în general a României și nu cred că oamenii care înțeleg că trebuie să fim uniți, trebuie să îi respectăm și pe cei care stau acasă și pe cei care sunt plecați, să ne respectăm între noi, nu trebuie să fim acum uniți. Domnule Ion Călinoiu, luăm o scurtă pauză, după care revenim cu discuții strict despre județul Gorj. Am revenit în studio, am discutat în prima parte despre situația politică la nivel național, despre situația guvernului Victor Ponta, discutăm acum despre județul Gorj. Domnule Călinoiu, unde ne aflăm în acest moment? Păi suntem strict legați de situația realizării indicatorului de guvernare când am avut posibilitatea de a plăti toate datoriile pentru lucrările restante, când avem noi proiecte și iată că atunci situația politică din România, la ora actuală, trebuie să fie una care să susține un guvern, așa cum spuneam, care și-a realizat un program de guvernare aprobat sau votat de peste 70% de români. Un guvern care a implementat acest program, ajungând la momentul acesta, cu măsuri foarte clare, care au condus la o creștere economică
reală, la o creștere economică durabilă și sustenabilă și care ne permite și nouă să vorbim de problemele de dezvoltare economică a județului Gorj pe fiecare domeniu de activitate în parte, potrivit oportunităților noastre locale. Și, bineînțeles, acum primul lucru pe care l-avem în vedere este tot situația complexului energetic Oltenia. Complexul energetic Oltenia în continuare este unitatea economică de interes național, care pentru economia județului Gorj pot să spun că este vitală. Complexul economic Oltenia a fost salvat de către guvernul Ponta, el fusese adus într-o situație foarte gravă, la marginea prăpastiei, putem să spunem, și era pregătită o privatizare a complexului energetic Oltenia. Iată că a fost salvat de la privatizare, iată că a avut sediu aici, iar Ponta s-a bătut de fiecare dată cu finanțatorii bine cunoscut ai României, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Uniunea Europeană, și a spus că nu-l privatizăm complexul energetic Oltenia, este o societate economică cu acționar majoritar statul, dar nu este pe pierdere. Complexul energetic Oltenia a trecut prin etape foarte dificile în ultimul timp, începând cu 2013, când au apărut în piață concurenți care, bineînțeles, sunt puși să intre practic într-o concurență loială cu complexul energetic Oltenia în această stare. De ce? Pe de o parte au fost facilitate investițiile cu acordarea celor 6 certificate verzi, o generozitate ieșită din comun a guvernării PDL la vremea aceea pentru stimularea investițiilor energetice pe bază de energie verde, dar nu s-a întâmplat nicăieri și niciunde în Uniunea Europeană, iar costul l-am văzut la populație. Guvernarea Ponta a luat măsuri de amânare a 3 ca să putem să, bineînțeles, să fie suportabilă energia electrică. Dar complexul energetic Oltenia era eliminat din piață, că el nu poate să producă energie cu materie prin... Nu este prea bine în piață. Sigur că da, dar a fost, ne aduce aminte, în 2013, în săptămâna sărbătorilor pascale, când nu mai era consum sau consumul era foarte mic energetic, zero complex energetic Oltenia în piață energetică. Sunt și acum momente, într-adevăr, iar... zero, dar sunt momente în care complexul energetic Oltenia merge foarte bine. Dar complexul are o reglementare foarte clară, că cel puțin 500 de megawatt din energia livrată, cumpărată în piață, să fie... 500 de megawatt nici zero nu e, dar nici prea mult nu e. Dar nici prea mult nu e, dar e puțin, cel puțin nu e... A dispărut acel ordin al lui Videanu, care spunea foarte clar, sunt prioritate în piața energetică, entitățile care produc energia verde și intră necondiționat în sistem, fără niciun fel de comandă. Dar suntem în continuare în bătălia aceasta și, după cum bine știți, să ajungem la prezent. Guvernul Ponta și premierul și de data aceasta a spus nu restructurare radicală la nivelul complexului energetic Oltenia și mergem spre măsuri, așa cum spuneați, de eficientizare permanentă a activității complexului energetic Oltenia. N-a fost vorba de disponibilizări masive, și a fost vorba de... Totuși 2000 asigura, de oameni, noi puțin. Nu, 2000 de oameni vorbim și de cei care au fost externalizați. Nu numai din cadrul complexului energetic Oltenia, a cărui activitate este generată. 1700 doar din Gorj. Dar și externalizați, da? Că am înțeles că sunt care prin plăți compensatorii, prin care vor să este anticipat la pensie și plăți compensatorii, sunt în jur de, nu știu, de 700, cam așa ceva, da. Dacă mi-aduc aminte. Trendul este clar. Lucrurile nu par să ducă la bine în acest domeniu. Avem perspective, avem soluții pentru a acoperi această lipsă? A fost discutat și premierul a și spus-o public și mai recent pe un post de televiziune locală când a avut loc o întâlnire și pentru dezbaterea a sistemului energetic național, că soluția este aceeași, ne zbatem indiferent de greutățile care le avem și pierderile care le avem, de a realiza mixul energetic. Asta este o soluție de perspectivă. Coșul energetic este un comun, este acela care elimină discriminarea de pe piața energetică a producătorilor de energie, așa cum sunt ei, în diversitatea lor. Bun, ce alternative avem la acest domeniu? Ce putem face altceva în județul Gorj? Deci credeam că vă referiți numai la... Eu am spus
de fiecare dată că niciodată alternativa dezvoltarea județului Gorj pe suprafețele afectate de minerit nu este alta decât de refacerea și de construcția zonei, zonei rămase libere de sarcini. Deci asta înseamnă alternativă la complexul energetic Coltenia, că acolo pe unde ei au acționat, au activat să nu rămână pustiu. De aceea, noi aici, la nivelul județului Gorj, putem să spunem că, pe lângă latura bună, pozitivă a complexului energetic Coltenia, de a crea locuri de muncă, de a urbaniza, pur și simplu, mediul rural prin activitatea complexului energetic Coltenia, dând posibilitatea gorjenilor să aibă venituri mult mai mari, avem și starea aceasta de lucru negativă. Suprafețele de teren și zonele afectate la ora actuală și din păcate nu parte au fost nu circuitului agricol, nu au fost reducite. Nu s-a acționat după o strategie foarte clară. Dar au fost redate. Păi statul este responsabil de acest lucru, în niciun caz autoritățile locale. Nu se poate lăsa această activitate nici pe seama poluatorului, chiar dacă legea este foarte clar că poluatorul distruge, poluatorul plătește. Aici e vorba de un serviciu de interes național în care statul trebuie să intervină. Și situația de reconstrucție a zonelor lăsate libere sarcini prin acțiunea de închidere de mine cu unități din astea n-a fost una de reușită, a fost una de cheltuirea banilor și reconstrucția de niciun fel durabilă. Vedeți ce s-a întâmplat cu drumul de la Borescu, vedeți ce s-a întâmplat cu satul de la, cu Seciuri, vedeți cum fug haldele pe la Cătune. Nu este o reconstrucție ecologică cu respectarea tehnologiei, încât să spunem că și atunci este garantată stabilitatea zonei respective, când reconstrucția ecologică este cel puțin 70%, aduce zona respectivă la un nivel, la un procent de 70% față de situația inițială. Da, situația asta nu este de ieri de azi. De vină pentru situația asta sunt toți cei care au condus România până acum. Asta este de când s-a înființat mineritul, că înainte de 90 se redau terenul în circuitul agricol, terenurile productive în județul Gorj, dacă mi-aduc aminte cifra, este una foarte mică, iar la nivel național s-au redat peste vreo 11.000 de hectare în județe din toată țara. Că de asemenea, potrivit legii, nu era permisivă scoaterea din circuitul agricol a suprafețelor de teren fără să nu fie în echilibru cu redarelor în circuitul agricol. Dar nu pentru județul Gorj. De aceea spun că latura negativă aceasta de alternativă la dezvoltarea economică a județului Gorj pe suprafețele rămase libere de sarcină industriale este vizibilă. Am insistat, nici acum în ceasul al 12-lea pot să spun că nici la nivelul Ministerului Energiei, nici la nivelul Ministerului Mediului actual nu s-a intrat într-o analiză pentru a aborda o strategie. Fără o strategie nu se poate vorbi de o reconstrucție ecologică. Și ce trebuie să aibă această strategie? Să aibă un lucru foarte clar. Unitatea care reconstruiește zona să fie una de specialitate, unitatea administrativă, statul trebuie să aibă unitate de aia și ne aducem aminte că era pe vremuri, la nivelul județului Gorj, un centru de redare, de cartare și redare a terenului în circuitul agricol. Aia este și după care, bineînțeles, execuția să se facă pe principiile concurenței. Atunci șansele sunt foarte, clare. Realizarea a întreprinderilor mici și mijlocii generatoare de locuri care pot să fie în domeniul agricol, în domeniul micii industrii, din domeniul prestărilor de servicii și așa mai departe. Cum să nu fie alternativ? Și piață există, har Domnului, că vedem cum au făcut toți, vedem ce se întâmplă în zonele noastre tradiționale, că fiecare om își găsește, bineînțeles, potrivit specificului zone, o activitate la nivelul familiei. Da, agricultorii de asta pe suprafețe mici nici nu intră în discuție să aibă vreun aport la bunăstarea noastră, iar despre suprafețe mari, nici atât. Cine are bani să cumpere utilaje, să ia în arendă suprafețe mari? Deci asta e o altă problemă, că nimeni nu o, ca să ai bani să cumpere utilaje și să trebuie să cumpere pământul. Singura soluție... Dar poți să și în arendă. Și chiar în arendă, tot banii sunt. Singura soluție este aceea de a înțelege
că realizarea prin asociere a cooperativelor pentru exploatarea eficientă a terenului, a terenului agricole înseamnă venitul în agricultură pentru dezvoltare și nu de subsistență. Recent am fost în Spania, într-o zonă agricolă. Conceptul cooperativei funcționează ireproșabil, aș putea spune că e mai bine dezvoltată și mai sigură populația în acea zonă decât una industrială, mai mult ca sigur. Cum este organizată? Bineînțeles, sunt organizate ferme, nu de suprafețe de mii de hectare. Ferme începând de la 50 de ani, 2 hectare, 5 hectare și asociate, încât să face un program foarte clar de cultură, un program de realizare a producției, care se comercializează în stare proaspătă și industrializare. Există cooperativ, la nivelul cooperativ și fabrica de ulei de măsline, fabrica de conserve. Bineînțeles, există și piața de valorificare a producției, tot în cadrul cooperativei. Deci este totul organizat. Lucrul ăsta noi îl cunoaștem foarte clar. Și îl acum cunoaștem și ce facem. Cât de păgubos a fost și de compromis a fost conceptul cooperativ înainte de 90. A fost foarte bine organizat, dar prost gestionat. Atunci când i-ai expoliat dreptul omului de proprietate, când i-ai luat tot ce avea el, bineînțeles, pe proprietatea lui și ducea în ambare, a făcut ca oamenii, agricultorii noștri tradițional, să nu fie receptivi la nouă formă de asociere, că li se întâmplă ce li s-a întâmplat. În al doilea rând, tineretul. Să se constituie astfel de asociații? Trebuie să constituie, să va constitua că va fi o necesitate. Tineretul, dar ce se întâmplă cu tineretul? Tineretul, din păcate, sistemul educațional n-a avut de niciun fel în atenție menținerea a un element esențial, ca fiecare domeniu de activitate să aibă resursa umană educată, pregătită profesional, începând, bineînțeles, cu educarea din clasele, din sistemul, din perioada gimnazială. Noi nu mai vorbim acum de o școală în care să aibă noțiuni de agricultură pe specialități începând cu clasa a 5-a, a 8-a. Nu mai vorbim de licee. Acum, să nu spuneți că era bine când duceau elevii cu remorca cu culeți de cartofi. Aia nu înseamnă, aia însemna muncă, vorbim de educație. Aia munca brută nu înseamnă că trebuie să fii pregătit profesional. Nu, aia este muncă necalificată, dar ca să produci și să recoltezi, să muncim toți, să culegem roadele, știm. Dar trebuie să știm să cheltuim eficient, să înființăm culturi, să creștem animale cum bineînțeles se cresc în fermele specializate cu minimul de cheltuieli și cu randament maxim ca să avem venituri. Nu trebuie să alegi după animal toată ziua, să ții trasta, traista în spinare și să te duci acasă să dimineața cât producția. Deja tinerii fermieri s-au modernizat, au garduri electrice, deci nu mai stă nimeni după vite. Încă o dată, rețineți, am văzut asta și acolo, sistemul educațional în Spania la nivelul a ce aveam noi, licee agricole, este în continuare unul performant. Acolo se pregătesc, bineînțeles, se pregătește forța de muncă începând de la 16 ani, la 20 de ani și permanent. Acolo se pregătesc în deplină corelare cu comanda socială pe care o dă cooperativa și ce forță de muncă are pregătită. Speciale de ce? În ce se specializează? Agrariene. În specificul zonei am de creșterea, prelucrarea fructelor de pădure, creșterea arbuștilor, creșterea animalelor, prelucrarea industriei, produselor agroalimentare, industrie alimentară. Fabricuțele nu sunt de linii de fabrici de mii de tone de producție, și sunt fabricuțe care am fost într-o fabrică de vinificare realizată pe fonduri europene într-o cooperativă veche și modernizată, în care cultivatorul de viță de vie, pe o suprafață de 50 de ari, pe un soi, venea cu strugurii și prelucra acolo, alături de celălalt producător, și a rezultat o fabrică, costuri minime și produse de calitate, că trebuie să scoți în piață, lăsând deoparte piața tradițională, care trebuie să rămână, e benefică, bineînțeles, ca producătorul pentru decor, pentru a vedea de unde am plecat de fiecare dată, ea trebuie să fie menținută, dar pentru venitul și menținerea, ridicarea nivelului de trai, numai așa se poate vorbi de
forță de muncă pregătită profesional încât să poată să investească, să duc, să facă un proiect, să ia, ne trezim că nu, și sunt, au fost măsuri și în programul 2007-2013, da, sunt și în programul acesta. Sunt grupurile de acțiune locală, care au permis, tinerilor și le permit. Nu o să aibă de niciun fel rezultat dacă nu știe cum să-și organizeze activitatea. Dacă nu știe că investiția pe care o face trebuie să o gestioneze. Și nu poți să o gestionezi dacă nu ai pregătirea profesională adecvată. Da, spaniolii o să ne întoarcă vizita, o să vină la Nengorj? Sigur, vom avea o vizită și vom avea, deja se realizează în zona Bustuchin, în zona de Amaradia, o cooperativă cu producătorii de agricoli din zonă, cu proprietarii de terenuri și, bineînțeles, sunt și spanioli care intră în acea asociere, care vor să cultive arbuși, să cultive murul. Cu ce or să vină? Cu ce mijloc de transport? Cu mijloc de transport? Vin cu avionul până la Craiova. Ce o să spună când de la Craiova până la Bustuchin o să facă 2 ore? Într-o 100 și ceva de kilometri. Mergem în primul rând și mergem pe drumul ăsta. Păi dacă mergem legal, s-ar putea să facem mai mult. Nu, mergem în condiții. Mergem în primul rând și venim pe drumul ăsta și nu se întâmplă treaba asta. Mă referiți la sistemul de... Nu o să avem autostrăzi de la Craiova la Bustuchin și de la Craiova la Târgu Jiu. Dacă vii de la Craiova la Târgu Jiu, sunt 100 de kilometri. Nu toată, 120. Da, nu tot traseul este de 50 de kilometri la oră. 70. Și nu faci 2 ore. Dar ne referim la starea drumurilor. Nu-și mai rup oamenii în mașină. Dar drumurile sunt proaste, sunt subdimensionate. Nu. Deci astea, dar este, mai întâlnești căruțe, avem aeroport la Craiova, este în stare de modernizare, poate de Dumnezeu și reușim să-l facem și pe cel care l-am avut în proiect, un mini aerodromul de la Stănești. Da. Dar problema e că oamenii ăștia din Spania nu sunt la prima venire la Bustuchin, interesul de investiție există și problema mediului de atragere a investitorilor este legată pe bună dreptate de infrastructură și este, bineînțeles, și de deschiderea pe care o are administrația față de atragerea investitorilor. Da, spuneați că n-am vrea să avem autostradă până la Bustuchin, dar de ce să nu vrem să treacă autostradă și pe aici și pe la noi? Domnul Popeangă, colegul nostru de partid, spunea că județul nostru și zona asta nu e cuprins în niciun master plan, adică nici în viitorul îndepărtat nu suntem într-o schemă să treacă o șosea cu adevărat europeană. Deci este o zonă care, pe bună dreptate, este ferită, după cum ați văzut, de fenomene ale naturii care să ne conducă la calamități, inundații, la furtuni și așa mai departe. Este totuși risc de calamitare la nivelul județului Gorj mare, urmare a influenței factorilor antropice, a influenței factorului mâna omului, minerit, petrol, unde avem alunecări de teren și așa mai departe. Un lucru foarte bun. Este o zonă care, potrivit reliefului, de asemenea, ne oferă posibilități destul de multe de a fructifica oportunități de dezvoltare economică, pornind de la turism de mai multe tipuri, pot să-i spun așa, în afara turismului clasic avem varietăți de turism în care poate să devină atrăgători. Într-o zonă de aceasta, în care un aeroport de la Craiova la 100 de kilometri este o distanță rezonabilă. Este în condițiile în care ai o autostradă sau un drum expres pe care poți să circui cu 120 fără să iei o amendă. Este în master plan pe programul 2020-2035 și lucrul ăsta l-am, dacă nu pot să-l prezint, dar puteți să ne aduceți aminte că l-am prezentat, prins ca drum expres Craiova-Hunedoara cu acordul acelor 3 președinți a Consiliului Județene, Dolj, Gorj, Holt, de a fi realizat, dar autostrada care vine în completarea aeroportului, cea de la București, Vâlcea, Sibiu, cea de la în sudul Olteniei, Slatina, Pitești, Slatina, Craiova, de asemenea ne este și nouă foarte, foarte utilă. Iar pentru județ, cea mai importantă
Asta e situația. Asta e situația amplasamentului județului într-o zonă de relief care ne avantajează, pot să spun. Cea mai bună infrastructură rutieră de plasare și trebuie să intre într-un proiect de modernizare este calea ferată. Județul Gorj are posibilitate de cale ferată să se lege din sud până în nord. Asta e discutat cu calea ferată. Nu se vine la să ia un tir de fructe sau 10-20 să le ducă cu trenul. Este un tir de fructe, un tir de sucuri și așa mai departe, nu este de niciun fel impediment de a fi dus cu tirul până la în zona în care va fi valorificat. Dar și, bineînțeles, trenul Marfar, care nu se limitează la un tir al cuiva, el are posibilitatea ca în zone de deplasare și transportul ăsta se programează să încarce și fructe, să încarce și bineînțeles, produse de același gen. Deci, în Europa, cele mai mari transporturi sunt cele rutiere, cele mai folosite în acest domeniu. Dacă la noi s-a folosit infrastructura feroviară, s-a folosit tocmai pentru că n-am avut șosele. Nu că ar fi preferat cineva calea ferată. Că n-am avut șosele, fiindcă a fost o zonă care, bineînțeles, cu autostradă, are și se realizează în baza unor studii de fezabilitate. Și traficul, bineînțeles, este acela care dictează traseul autostrăzilor. Nu se pot face autostrăzi, că noi așa facem, cheltuim. Haideți să vă spun așa, cum să proiecte de a aduce, bineînțeles, infrastructura la nivelul fiecărui sat în parte necesară, bineînțeles. Apă, canal, drum, gaze. Hai să ne ducem pe unde, să vezi pe unde cât e băgată apa, în toate coclaurile pe unde e băgată apa, pe unde sunt băgate gazele, cât sunt acordați. Toate lucrurile sunt foarte bun. Păi da, trebuie și plătite și întreținute, e un lucru foarte bun. Și atunci când te duci oriunde altundeva, există și o sistematizare foarte clară. Să ne bucurăm că avem apă. E normal să avem apă la conductă, adică nu trebuie să zicem, vai, ce avem noi, mai repet, vreți să înțelegeți. Serviciile acestea trebuie plătite. Dacă te duci și faci o investiție încât nimeni nu se racordează la ea de canal, de apă și așa mai departe, aia e supusă degradării. Da, supusă degradării. Vreau să înțelegeți. Supusă degradării înseamnă bani cheltuiți. Bani cheltuiți pe acest domeniu de activitate afectează un alt domeniu de activitate în care se pot cheltui eficienți. Și atunci să faci o autostradă prin munți decât una pe câmpie care să asigure transportul tău, că distanța accesibilă pe drumul de asta este una rezonabilă, eu nu cred. Și acum nu e vorba că sunt subiectiv, că vorbesc de guvernarea Ponta, că asta treia masterplanul ăsta treia făcut după 90. Asta e viziunea, nu se poate face după ureche și după dorința fiecăruia dintre noi. Da, nici pe vremea guvernului Boc nu v-am auzit plângându-vă prea rău așa de drumuri. Păi, m-am plâns de drumul de N66 că nu putea să-l facă și iată că se face. Și nu se face nici acum, când? Și acum? N-ați văzut? Ba da, am văzut. Se lucrează. Nu, se lucrează și ce am promis de la Rovinar la Bumbejiu, că anul trecut să vom circula în condiții normale, am circulat în condiții normale cu calea rutieră asigurată cu asfaltul pe toată lungimea kilometrică, cu excepția lucrărilor de artă care trebuia făcute în zonele de la Castru Roman și în zonele de multarea de infrastructură necesare. Se lucrează pe defileul Jiului, a început mai bine, acum și-au revenit că au început anul acesta foarte prost, va fi terminat față de ce s-a întâmplat, dar vreau să vă spun și să înțelegeți că degeaba ne apucăm, n-avem mai, nu, toate trebuie făcute cu cap și încât să putem să, așa cum fac, să cheltuim bani care la rândul lor să genereze venituri. Să nu cheltuim bani, cât de importantă și de frumoasă este acel proiect, dacă el nu devine eficient și durabil, am făcut o lucrare pe care, bineînțeles, în loc să o fructificăm în sensul dezvoltării, ne aduce și ne trage în jos. Eu vă spun că sunt o serie de proiecte legate și în zona, că toți mai vorbesc, domnule, Boc cel puțin a făcut în județul lui. Păi, haideți să vă duceți pe județul lui, că într-adevăr este înconjurat de centuri, să vedeți câte sunt parte din ele inutile și când se vor mai termina. Aia sunt bani aruncați în vânt. În curând o să încheiați un nou mandat de președinte de Consiliul Județean. La anul mai aspirați la încă unul? Vă gândiți să mergeți în Parlament sau să mergeți la pensie?
Vă mulțumesc pentru urarea aceasta. Mai am până a ieșit la pensie, dacă vă interesează. Nu mi se, cu o dată cu încheierea mandatului, nu îndeplinesc condițiile de pensionare. În altă ordine de idei, eu niciodată n-am spus ce trebuie să fac în perioada, pe termen lung, până nu mă achit de obligațiile pe care le am în această responsabilitate pe care mi-a încredințat-o și pe care mi-am asumat-o din partea gorjenilor. Vom vorbi când se vor depune candidaturile și în funcție de rezultatul pe care l-am la nivelul administrației județene, în funcție de sondajele pe care le vom face la nivelul județului Gorj, se stabilesc și candidații la locale, la parlamentare și așa mai departe. Da, înainte să ne luăm la revedere, spuneți-mi până în acest moment care este obiectivul pe care l-ați realizat și cu care vă mândriți și care este sau ce este la polul opus. N-am de ce să mă mândresc și n-am niciun merit. Meritul a obiectivelor realizate este al gorjenilor. Fără gorjen nu puteam să realizez, iar ale mele au fost, bineînțeles, numai atribuții pe care ar trebui să mi le duc la îndeplinire. Consider că mi-am dus la îndeplinire atribuțiile pe care le-am avut și toate aceste lucruri legate de realizări și nerealizări le fac la bilanț printr-un raport. Luna aceasta o să am raportul președintelui, l-am făcut anual, o să-l fac la sfârșit de mandat. Niciodată nu pot să spun că n-a fost loc și de mai bine, e loc și de mai bine, niciodată nu o să fie îndeplinite, bineînțeles, tot ce am stabilit în programul meu electoral, dar pot să spun că la această dată este realizat peste 70%. Sperați să finalizați tot ce v-ați propus, adică să acoperiți tot programul promis? În mare majoritate este realizat, cu excepția aerodromului. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studio. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne vedem mâine seară de la 9. La revedere!